Elena astăzi a pregătit paste și i-a trimis lui Valentin. Acum câteva fete fac cafea și le trimit iubiților. Am văzut că Laura i-a trimis lui Albert. A mers la cameră să ceară voie. Apoi Cristina la fel îi pregătea o cafea, căuta în sertarul Deliei niște frișcă. Doamna Daniela i-a spus că a fost frișcă în frigider, dar s-a pus la tiramisu, așa că îi dătea o idee să îi pună puțină scorțișoară, puțină gheață, să-i facă un fel de frape. I-a făcut și Cristina cafeaua lui Alex. Iuliana, la fel, spunea și a fetelor că face o cafea pentru iubitul ei. I cerea Antoniei lapte vegan pentru că așa bea Vlad. Am văzut că i-a trimis și o ciocolată fără zahăr. I-a și scris ceva Iuliana, a mers la cameră și a cerut voie. Am surprins momentul când doamna Daniela s-a dus în casa băieților și a dus lui Vlad cafeaua nu am văzut când a intrat pentru ceilalți băieți dar cu siguranță a dus și cafelele de la celelalte fete